A venit dintr-un șut tras de la 30 de metri de Cosinel Tofan. Mingea a fost deviată, după toate probabilitățile, de Iulian Roșu și nu de Amzar. O minge deviată care l-a surprins până la urmă pe portarul Duimovici. Un minut mai târziu venea golul lui Iacoliș. Să vedem acest corner. Bătut, lovitură de cap, minge împinsă în poartă de Garita. 3-1. Din nou început turbulent de repriză. Garita punctează, dă și el primul gol în această dublă. Această dublă de baraj. 3-1 după un corner bine bătut. O schemă care îl aduce pe Garita în situație de a înscrie. Garita este luat în marcaj de Kenton Bena. Apoi francezul se desprinde de Garita, îl lasă liber. Interesantă fază. Zebici inițial deviază balonul pentru Garita. Garita are un mesaj de transmis suporterilor lui Dinamo.